Bună seara, doamnelor și domnilor, sunteți la Ordinea Zilei. Vă mulțumesc tare mult că sunteți cu noi. Va fi o ediție spectaculoasă. Nu cu confeti, nu cu tralala, nu. Nu. Nu cu oameni politici, nu. Nu. Nu cu prim-ministru, nu cu președinte, nu. Nu. Cu niște oameni care au făcut România asta și o fac în continuare. Din punctul meu de vedere, această ediție la Ordinea Zilei este una reper. Și credeți-ne că suntem de vreo 10 ani în casele dumneavoastră, intrăm cu tot felul de oameni în casele dumneavoastră. Pentru unii garantăm, pentru alții nu garantăm. Pe unii credem, pe alții nu. Pe unii îi adorăm, pe alții nu. În seara asta, la Ordinea Zilei, sunt niște oameni absolut speciali, absolut speciali. Și nici nu știu cum să încep, că aș fi vrut să vă abordez așa, foarte sincer. Știți cum simt că în fața mea sunt niște oameni absolut speciali? E foarte simplu. Îmi tremură mâinile înainte de emisiune. Cu câteva secunde, când dă Trestiana, regizor de emisie, 30, 20, 15, intrăm în emisie, simt că încep să-mi tremure mâinile. Asta e semnul pentru mine că discuția este una foarte importantă, că este una provocatoare, că trebuie să fiu un pic mai deșteaptă decât de obicei și un pic mai atentă decât de obicei și că, în general, e bine să-mi văd lungul nasului în relație cu unii oameni. Profesorul Teofil Lung, de la Cluj. Da, astea sunt mâinile mele. Dacă mă concentrez, să știți acum, mă concentrez. Și mă gândeam acum, uitându-mă la domnul profesor Teofil Lung, domnul doctor Teofil Lung, ale cărui mâini n-au voie să tremure, care operează cu o precizie micronică, zic specialiștii, care taie acolo unde aparatele nu se bagă pentru că fac prăpăd dacă se bagă. Mă uitam la diferența de abordare. Deci eu îmi pot permite, domnule profesor Teofil Lung, vă mulțumesc tare mult că sunteți la Ordinea Zilei, îmi pot permite să-mi tremure mâinile. Înțelegeți? Dumneavoastră nu vă puteți permite să vă tremure mâinile. Să rămână și bună seara celor care au curajul și răbdarea să ne asculte în această seară. Nu trebuie să vă tremure mâinile, doamna Greco, pentru că dumneavoastră sunteți foarte dezinvoltă întotdeauna. Și am și limitele mele, domnule profesor. Toată lumea are limite, absolut toată lumea, și eu, și nu există om în lumea asta să nu aibă limite. Prin urmare, fără stres, este o întâlnire prietenească cu o doamnă drăguță, amabilă, și cu un om care a venit... Chirurgul lui Dumnezeu, așa. Cu o doamnă drăguță și cu chirurgul lui Dumnezeu. Adică pe scurtătură, știți? Asta este... E o etichetă care vi s-a pus, domnule profesor. Mi-a pus-o tot un jurnalist și de atunci, de atunci se perpetuează situația asta. Sigur, poate fi luată în diferite feluri. Eu îi mulțumesc pentru că fără Dumnezeu, și aici sunt foarte serios, fără Dumnezeu eu nu puteam să fac performanță. Am tot spus-o și le-o spun și pacienților și aparținătorilor. Când îmi mulțumesc, prima dată le spun, uitați-vă în sus, mulțumiți lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu m-a ajutat ca prin mintea mea mâna să fie condusă acolo unde trebuie și cum trebuie. Pentru că în chirurgie este o vorbă foarte importantă. Capul dirijează mâna. Eu n-am văzut chirurg care să facă mare performanță și să fie prostănac. Scuzați-mi expresia cam dură. Deci, trebuie ca mintea să dirigeze mâna. Fără minte, în general în lume, fără minte nu se pot face lucruri de mare valoare. Asta o știe toată care lumea. Care e relația pe care o aveți cu mâinile dumneavoastră? Da. Știți, care e relația pe care o aveți cu mâinile dumneavoastră? Că am înțeles că trebuie să fii cu har ca să poți face meseria asta la nivelul pe care dumneavoastră l-ați atins. Adică 35 de ani, cel puțin, de chirurgie. Ați fost șeful clinicii de chirurgie oromaxilofacială din Cluj. Da. Profesor, acum operați în privat, că au zis băieții, câți ani aveți, domnule profesor? Mulți, dacă aveți mulți ani. Da, dar știți, pot, lăsați așa. Hai, plecați. Plecați ca să vă caute lumea în sistem privat, că oricum lumea vă caută. Asta este nebunia în țara asta. Este o nebunie, putem să-i spunem așa, este o nebunie. Eu de vreo 25 de ani sunt căutat din toată țara, din nordul țării și până în vestul țării și din
sau din est până în vest și din nord până în sud. Și ce mă deranjează, dacă este ceva care mă deranjează, nu mă deranjează că vin oamenii la mine, mă deranjează că vin cu următorul slogan. Domnule profesor, dumneavoastră sunteți ultima mea speranță. Și vă dați seama în ce situație vin acești oameni la mine, adică au trecut prin foarte multe servicii, uneori au un dosar cu investigații și cu tot ce s-a făcut, am eu expresia asta, precum cele de la DNA, așa, mari, 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 așa, și vin în situații limită, în care nu se aproape... Cu tot dosarul ăsta, cu investigații, peste investigații și așa mai departe, și în toată această perioadă trece timpul de intervenție când se puteau face lucruri foarte bune pentru pacientul respectiv. Fac un pic de slalom, că n-am răspuns la întrebarea ce relație aveți cu mâinile dumneavoastră. De ce credeți, domnule profesor, că se ajunge să vină oamenii cu dosare ca la DNA la dumneavoastră și să vă cadă în genunchi spunând, domnule profesor, ăsta e dosarul, sunt în ultima fază a vieții mele, ajutați-mă? Pentru că sunt oameni care au încercat multe, au umblat prin multe servicii și care se văd în fața morții. Eu n-am văzut în viața mea de medic, n-am văzut om căruia să nu-i fie frică de moarte. N-am văzut. Fiecare dintre noi ar mai dori o clipă. Clipa aceea, dacă se poate, amâna. Vin și îmi spun așa, domnule profesor, îmi spunea o doamnă, am 4 copii. Cel mai mic acum intră la liceu. Ajutați-mă să trăiesc, să-l văd că termină liceul. Că ceilalți sunt mai mari. Vă dați seama cu ce vine această persoană și nu este singura, sunt enorm de mulți. E împovărător, am senzația că este sufocant la un moment dat. Și ce povară este asupra mea ca să-mi iau responsabilitatea pentru cei 4 copii care o așteaptă acasă pe această femeie sau 2 sau 1 sau care îi așteaptă pe bolnavii respectiv să-i prelungesc viața. Pentru că de dat viață, eu nu pot să dau viață nimănui, o dă Dumnezeu și mie și dumneavoastră și la oricine dintre noi ne dă viață. Dar de prelungit viața, asta mă lupt eu de o viață întreagă de când sunt medic, cu două lucruri fundamentale. Cu durerea, măcar să trecem dincolo, în lumea, nu știm care, în lumea de dincolo, în sfârșit, să trecem fără durere. Este formidabil. Teoretic, cine mă aude acum zice, a, domnule, este simplă problema. Nu. Durerea este ceva care uneori este copleșitoare. Închipuiți-vă că bolnavii care vin la mine cu tumori din acestea între creier și plămâni au limba, de exemplu, prinsă de un cancer teribil și nu-și mai poate înghiți saliva, vă dați seama, de cum să se mai alimenteze și are niște dureri infernale pentru că îi prinde nervii în fazele avansate. În primul rând, cancerul la început nu doare. E pervers. Dar când începe să doară, este în faza avansată, a prins ramuri nervoase, senzitive și motorii și provoacă aceste dureri infernale. Este nemai vorbind de faptul că sângerează, se ulcerează și miros, au un miros specific care este insuportabil pentru cei din jur și vin cu această situație și îmi cer, vă rog să-mi prelungiți zilele. Prelungiți-mi zilele dacă puteți. Indiferent cum, chiar dacă nu mai pot vorbi, chiar dacă nu mai pot... Da. Omul dorește să mai trăiască. Mai dorește o clipă, indiferent de vârstă. Chiar dacă le spuneți, dar nu mai poți vorbi după operație, sau dacă nu mai poți păi orice. Da, am acum ultima operație mai mare care o să se dea și prin niște ziare. Glosopelvectomie totală se cheamă, adică îndepărtez în totalitate toată limba și tot ce este sub limbă, pentru că a făcut chimioterapie, cobaltoterapie și așa mai departe, despre asta refuz că am discutat enorm de mult despre ea, și tumorile au înflorit, nu?
și a venit în situația aceasta, îndepărtez toată limba și tot ce este sub limbă și nu mai rămâne nimic. Și atunci trebuie să-i fac acest organ din nou. Și am făcut din mușchi, din marele pectoral, de exemplu, o reconstrucție. În chirurgia maxilofacială, reconstrucția este extrem de grea de multe ori. Pentru că dacă vorbim de chirurgia, de exemplu, intestinului, avem 6-7 metri de intestin. Putem să-l mai înădim. Luăm un metru, da. Nu e nicio problemă, luăm un metru. Corect. Dacă noi luăm aici 5 cm la față, este un defect groaznic, este mutilat și trebuie să punem ceva în loc. Domnule profesor, spuneți-mi, vă rog, faptul că oamenii vin după atâtea, după un pelerinaj, după pelerinaje, prin tot felul de instituții, tot felul de spitale, tot felul de doctori, vin la dumneavoastră și vă spun, domnule profesor, am încercat tot ce se putea, sunteți ultima mea speranță. Asta arată că sistemul este cu foarte multe vicii, foarte multe hibe de a ajunge oamenii în situația asta după ce s-au plimbat totuși într-un cadru acreditat de stat, recunoscut de stat, oameni care sunt... ați înțeles ce vreau să spun? Da, am înțeles totul. Sunt două lucruri aici. Există ceva importat, că noi importăm mereu. Și există niște cadre de manifestare date pentru fiecare boală aproape și care îi ajută pe doctori să-și limiteze intervențiile chirurgicale sau terapeutice în multe situații. Spunând, acesta este un caz depășit. Nu se mai poate face nimic. Și mai ales în serviciu privat, unde proprietarii acestor spitale nu doresc să aibă eșecuri, pentru că vreau să vă spun că o astfel de intervenție chirurgicală de excepție comportă și riscuri. Iar aceste spitale refuză să-și asume riscuri. Întotdeauna, inovațiile sau operațiile acestea spectaculoase, peste limită, care depășesc uneori și imaginația specialiștilor de multe ori, nu o să le găsim în spitalele private, ci prima dată în spitalele de stat. Pentru că acolo regulile sunt altele. În spitalele private regulile sunt altele. Pacientul plătește și dacă plătește, crede, și asta vreau să accentuez, crede că dacă plătește, neapărat îi se redă viața, ceea ce este un fals. Dacă ar fi așa, atunci cei bogați ai lumii... Ar fi nemuritori. Bogații ăștia, care nici nu știu cât bogății au, ar fi nemuritori, nu? Uh-huh. Dar nu pot să-și cumpere nemurirea. Nu pot să-și o cumpere. Ați spus că sunt două motive. Unu. Da. Că medicii se limitează, se autolimitează, da? Și spun, domne, caz depășit, nu ne băgăm, nu încercăm, nu riscăm, da? Și este simplu. Și doi? Și legislația te apără în situația asta. Și te blamează pe unul, îl blamează pe unul ca mine, care face, zice, a, domne, ăsta este excentric. Păi și tu astea sunteți kamikaze? Ce? Adică cum? Da, adică îți asumi niște responsabilități din astea care de multe ori... pot să-ți aducă și situația asta să fii japonezul pe marginea prăpastiei. Da. Vreau să vă întreb ceva și răspundeți-mi cât se poate de sincer, domnule profesor. Vi s-a întâmplat să deschideți, să mergeți, să intrați și să vedeți negru la un moment dat, să nu mai știți pe unde să o apucați? Eu nu intru așa în orb, cum se spune. Sunt metode de investigație. Acum avem investigații performante, nu performante în procent de 100%, ca să înțeleagă toată lumea. Că toată lumea vrea rezonanță magnetică nucleară, RMN-ul acela, sau tomografia computerizată, sau alte examinări. Au și astea niște limite. Nu orice tumoră este prinsă în totalitatea ei. Există rezoluții, un deficit de rezoluție încă în aceste aparate performante. Dar totuși
ele ne ajută enorm de mult. Mai ales în cazul situațiilor acestea ascunse. Tumor la baza craniului. Cine le vede cu ochiul liber? Nu le vede nimeni.